Datoria externă totală a României a crescut cu peste 6 miliarde de euro în primele 6 luni ale anului curent. Comisia Europeană atrage atenția că este singura țară din Uniunea Europeană care nu va putea controla îndatorarea. Românii sunt îndatorați peste măsură de către guvern. Datoria publică pe cap de român crește cu peste 1.000 de euro, cât în precedenții 5 ani la un loc și trece de 5.000 de euro. Este o estimare a Comisiei care atrage atenția că și România este singura țară din Uniunea Europeană care nu va putea ține sub control îndatorarea în anul 2021. Păi nu este bine. Nu este deloc bine, fiindcă ne îndatorăm la nesfârșit și unde ajungem. Copiii și nepoții noștri o să plătească datoriile? De ceva se întâmplă în țara asta. Sunt trădători și care nu iubesc țara asta și poporul și n-am. Asta este clar pentru oricine. Noi trebuie să ne trezim și să facem ceva cu adevărat. Dacă până la urmă să ieșim în stradă. Datoria externă totală a României a crescut cu peste 6 miliarde de euro în perioada ianuarie-iulie 2021. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat peste 95 de miliarde de euro la data de 31 iulie anul curent. Nu e bună niciodată așa ce este. Că nu vedeți că pensii nu pune nimic, din pensie plătești tot, e asta, curentul, s-a mărit facturile, butelia s-a făcut 900, așa că ei taie și spânzură, altceva nu fac nimic. Vrea să ne omoare toți, ne bage în sarcina Ilon, să ne omoare, să ne dea pastile, așa mai departe. În total, datoria externă este de peste 131 de miliarde de euro. Problema în România este ce fac actualii guvernanți cu banii. Creșterea punctului de pensie și a salariilor este întotdeauna amânată, iar cetățenii români nu beneficiază de acei bani. Din contră, țara noastră trece prin momente cumplite, iar o mare parte a populației este în pragul sărăciei.